Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteor la o nouă ediție a emisiunii Noi și Cerul, împreună cu colegii mei din studio de la emisie Damian și Marian din studio de la platou. Vă invităm să urmăriți emisiunea Noi și Cerul. În ediția de astăzi avem câteva informații noi trimise de corespondentul nostru în insula La Palma, dr. Ovidiu Vădovescu, astronom la Institutul Isaac Newton de acolo, din insulele Canare, despre informații la zi privind erupția vulcanului Cumbre Vieja. Știți foarte bine, ține pagina tuturor instituțiilor de media din lume, erupția foarte spectaculoasă a acestui vulcan. Vom avea informații la zi pe care le-a trimis Ovidiu Vădescu din insula La Palma. De asemenea, vom vorbi despre un turneu de Astro Show pe care l-a ținut Cătălin Beldea în România, un turneu național. Iar în partea a doua emisiunii vom vorbi despre și vom prezenta câștigătorii pe secțiunea concursului Astrofotografer of the Year 2021, continuare din ediția de data trecută. Îl vom avea invitat în ediția și ediția de astăzi pe Cătălin Bel, de astrofotograf, știință șternică. Începe emisiunea cu un anunț pe care vreau să vi-l prezint. Este vorba de organizarea Astro 2021, Școala de Proiecte Astronomice pentru Tineret, un proiect organizat de Societatea Astronomică Română de Meteori în perioada 27 septembrie 19 octombrie 2021 la Târgoviște și Runcuston, un proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Scopul proiectului este facilitarea dobândirii de competențe transversale în domeniul astronomiei și astrofotografiei pentru tineri interesați de proiecte astronomice pentru tineret. Vor avea loc ateliere de lucru, prezentări, seminarii, sesiuni și aplicații practice care se vor desfășura la Runcuston. Capitolele ce vor fi aprobate, ce vor fi discutate și proiectele care vor fi prezentate sunt astronomia, educație, știință și cunoaștere, activități practice, observarea bolții cerului, observații astronomice prin instrumente, observația trecerii stației spațiale internaționale și a sateliților artificiali, astrofotografia și rolul acesteia în educație și studiul cosmosului, proiectul astronomic Euronear, proiectul acela european de observare a asteroizilor și descoperire de asteroizi care se apropie de Pământ, un alt proiect astronomic, observarea și descoperirea de stele variabile, observarea curenților meteorici, observarea și studiul eclipselor de soare și de lună și construcția unui observator astronomic privat. De asemenea, va avea loc comunicare și lucru în echipă prin folosirea tehnologiei în domeniul astronomiei și astrofotografiei. Vor fi atelieri de lucru în acest sens. Atelier practic de astrofotografie nocturnă, de la astronom și astrofotograf amator la astronom și astrofotograf profesionist și expoziție de fotografie, astrofotografie, fotografia de câmp larg și fotografia obiectelor deep sky. Toate aceste activități se vor desfășura în cadrul acestui proiect Astro 2021, Școala de Proiecte Astronomice pentru Tineret, un proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Vă vom ține la curent cu evoluția acestui proiect. Acum vrem să vă prezentăm câteva vești noi din La Palma, de la erupția vulcanului Cumbre Vieja. Nu înainte însă de a vă prezenta invitatul de astăzi, este vorba de Cătălin Beldea, astrofotograf, știință și tehnică. Ne reîntâlnim, iată, ne-am întâlnit în ediția de data trecută. Cătălin, ești împreună cu noi, bine ai revenit în emisiune. Bună, bine că m-ați invitat și mulțumesc foarte mult pentru treaba asta. Bună seara tuturor! Da, păi trebuie să continuăm prezentarea acelui concurs. Am început-o data trecută, nu ne-a ajuns timpul, așa că am rămas dator cu prezentarea câștigătorului pe secțiunea de acestui concurs, care este unul destul de faimos, să zicem. Am văzut ce probleme au fost în ediția de data trecută cu câștigătorul, marele câștigător. Vreau să prezentăm acum câteva informații noi din insula La Palma. Dr. Ovidiu Vădovescu, astronom profesionist de origine română, iată, un român de-al nostru din insulele Canare, cercetător la Institutul Isaac Newton din insulele Canare, ne-a trimis informații noi și chiar imagini pe care le-a revizat împreună cu băiețelul lui, cu Victor Vădovescu, cu Gabriela Vădovescu, iată, din insula La Palma. Este
bineînțeles, un subiect care este prezent peste tot. Iată, vedem imagini recente cu prăbușirea acestei biserici în insula La Palma. Sunt imagini dramatice, într-adevăr. Trebuie să vă spunem că acum o săptămână a izbucnit acest vulcan foarte violent, o erupție foarte violentă, vulcanul Cumbre Vieja din insula La Palma, undeva în zona central-vestică. Acest vulcan a izbucnit, spuneam, foarte spectaculos, foarte virulent. Sunt vreo 7 guri de, pe unde a izbucnit, pe unde se revarsă lava aceasta fierbinte. Ovidiu Vădovescu spunea că ei nu sunt afectați, ei locuiesc pe partea central-estică, peste munte. Am văzut și cum se deplasează vântul, o să vedem în continuare. Vedem aceste imagini care sunt recente, destul de dramatice. Ne spunea Ovidiu că până în prezent, astăzi am vorbit cu el, din păcate nu poate fi în direct acum cu noi, se află într-o conferință online. Astăzi deja s-a anunțat să peste 600 de clădiri afectate, distruse. Iată, vedem aici un timeless făcut chiar de la Roche de Los Muchachos, de pe vârful de lângă observatorul astronomic, și vedem cum erupția este foarte puternică, dar se deplasează, după cum vedeți, curentul de aer duce departe de observatoare acest nor de particule foarte fine de cenușă vulcanică, chiar și cu substanțe, cu gaze toxice. Ovidiu spunea că observatoarele lor, respectiv Isaac Newton telescop și William Herschel telescop, sunt închise. De la Vicky, care este studentă acolo, am aflat că NOT, observatorul nord-european, nu este închis, însă celelalte observatoare, telescoape, se pare că sunt închise, cred că aproape toate, pentru a evita această cenușă să se depună. Iată, vedeți imagini, vedeți cât de puternică este erupția, vedeți și coloană foarte înaltă, de peste 100 de metri, am înțeles, care aruncă roci, chiar inclusiv roci mari, ca dimensiune incandescente. A fost o erupție foarte puternică. Ovidiu spunea că, în părerea lui, după părerea lui, a fost luat prin surprindere. Se așteptau să izbucnească acest vulcan, dar nu se așteptau să se întâmple atât de repede. Bineînțeles, semnalele au fost transmise dinainte, foarte multe sute de mici cu tremure de pământ, dar ei se așteptau eventual să se erupă mai târziu, peste o lună, două, numai că în câteva zile, iată, a erupt. Vedem cum se revarsă lava. Ovidiu ne-a povestit faptul că versantul nu este foarte abrupt, este o curgere lină, dacă la început a mers cu un kilometru pe oră chiar, spunea, acum a ajuns la sute de metri sau zeci de metri pe oră, vedem cum înaintează lava, numai că s-a întins foarte mult, nefiind un versant abrupt care să curgă pe o porțiune îngustă, fiind mai, o pantă mai lină, s-a extins efectiv șuvoiul de lavă, care ajunge și la 10 metri înălțime, s-a extins pe mai multe direcții și a acoperit o zonă foarte vastă. După cum v-am spus, Ovidiu zicea că astăzi ar fi undeva peste 600 de clădiri distruse, gospodării anexe. Chiar avem o informație de la Damien Pici, marele astrofotograf de planete, o postare pe care a făcut-o pe Facebook, spunea de distrugerea completă a casei și observatoarelor astronomice și a telescoapelor RICO, aflate pe partea aceasta a versantului. El chiar a folosit aceste telescoape pentru obținerea de imagini de înaltă calitate. A fost distrus în totalitate și observatoarele, a fost distrus și observatoarele astronomice, telescoapele și chiar casa respectivului. Ovidiu ne spunea că a vorbit cu o româncă afectată pe partea aceasta, căsătorită cu un spaniol. Spunea că a fost distrusă casa părinților lui, a fost distrusă în întregime, complet, și altor rude, iar casa lor a rămas întreagă pentru că efectiv a fost pe un deal, pe un dâmb, s-a despărțit în două fluxul de lavă, dar este foarte greu, probabil și după ce va înceta erupția, va fi imposibil de ajuns acolo, chiar dacă a rămas izolată și nu a fost distrusă. Ovidiu spunea că s-a constatat că roca emanată este de o duritate foarte mare, foarte ascuțită, tip AA,
așa cum au fost clasificate ele în Hawaii. Chiar Ovidiu spunea că, mă rog, mai în glumă, că de fapt denumirea vine de la faptul că atunci când calci pe aceste roci foarte ascuțite, exclami AA, pentru că te înțeapă. Iată, avem imagini făcute chiar de Victor Văduvescu, băiețelul lui Ovidiu Văduvescu. Ați văzut mai devreme imaginea făcută prin, luată prin binoclu de la 3 km distanță de vulcan. Iată și astăzi imagini la Ovidiu Văduvescu cu mașina lor, iată, plină de cenușă vulcanică. Spunea Ovidiu că se întâmplă cam pe toată insula să pice, mai puțin în nord. Iată, Victor Văduvescu, o filmare făcută prin binoclu cu telefonul mobil la o distanță de 3 km de vulcan. Imagini foarte reușite, putem să spunem, pentru Victoraș. Iată, deja s-a specializat și a reușit să facă această filmare prin binoclu. Imagini de altfel foarte reușite. Ați văzut și mai devreme poziționarea lor pe față de vulcan. Erupția, după cum se vede, este foarte, foarte puternică. În continuare, a erupt vulcanul foarte mult. Iată o nouă imagine, înregistrare cu biserica care s-a prăbușit. Ovidiu spunea că specialiștii estimaseră undeva la 20 de milioane de tone că vor fi expulzate. Se pare că s-a ajuns la 50 de milioane de tone, deci mai mult decât se așteptau specialiștii. După unele calcule, luând în calcul, ținând cont și de istoria celor 6 vulcane izbucniți în ultimii 500 de ani, durata ar fi undeva la 54 de zile media. Iată cum se prăbușește aici biserica. Ei au calculat undeva la 52 de zile plus sau minus 30 de zile pentru acest vulcan. Se pare că totuși a surprins și pe specialiști. Iată Victoraș, Victor Văduvescu, Gabriela Văduvescu și imagini făcute de luate de Ovidiu Văduvescu cu vulcanul zilele acestea. Sunt multe localități în jur, multe case, multe construcții care, din păcate, au fost distruse, foarte multe de ele în întregime. Va fi greu să-ți reiei viața aici, chiar după ce va înceta activitatea vulcanului, dat fiind faptul că este această rocă foarte ascuțită, va fi foarte greu până se va crea drum, se vor crea din nou condiții, vă dați seama, utilități și alte asemenea. Depinde cine se va mai întoarce în zona acolo. Iată imagini luate de Ovidiu Văduvescu, recent, obținute ieri, am înțeles. Sunt și câteva filmări făcute de Ovidiu. Deci situația este destul de dramatică, putem să spunem, pentru cei aflați pe coasta vestică. Noi am fost în excursiile noastre, în expedițiile noastre, am avut 7 expediții în insula La Palma până acum. Iată imagini luate de Ovidiu Văduvescu la 3 km distanță de vulcan. Spuneam că am făcut tura vulcanilor, un traseu foarte spectaculos pe creastă. Am fost la acest vulcan, îl știam cum arată, nu ne gândeam că va reizbucni, că se va trezi din nou la viață. Și am văzut partea aceea vestică, unde s-a revărsat, încă nu a ajuns la ocean, undeva între 500 de metri și aproape un kilometru mai este distanța până la vulcan, spunea Ovidiu Văduvescu, pentru că nu s-a revărsat, nu există o pantă abruptă astfel încât s-a întins pe o suprafață mare și ajunge mai greu la ocean. Iată din nou imagini surprinse de Victor Văduvescu. Bun, este o situație destul de dificilă. Acolo se află cea mai mare rețea de telescoape din sfera nordică și cel mai mare telescop din lume, Grand Telescopio de Canaria. Există foarte, foarte multe telescoape acolo, inclusiv telescoape mari ale instituțiilor puternice, cât și telescoape a unei universități și așa mai departe. Este o rețea complexă de telescoape. Sperăm să nu se mai accentueze dramatismul acestei izbucniri, Cumbre Vieja. Nu știu dacă ai fost în Canare, Cătălin, dacă ai vizitat observatoarele, n-ai fost. Dar noi am fost de 7 ori și știm cam ce e acolo. Într-adevăr, se pare că a fost afectată și producția de banane, este o resursă importantă pentru economia locală. Da, cam asta e situația. Sperăm ca într-o ediție viitoare să intrăm în legătură directă cu Ovidiu, să ne mai povestească cum decurg lucrurile. După cum știm, Ovidiu a demarat chiar un proiect de construire a unei ferme de telescoape, dar undeva în nord mi-a spus că a fost acolo nici vorbă, nici măcar niciun pic de cenușă sau ceva. Nici nu se simte, spunea el, că parcă ar fi în altă insulă în nord, unde nu ajunge deloc efectele, nu ajung efectele acestui vulcan. Asta e bine, ținând cont că acolo va dezvolta o fermă de telescoape astronomice. Da,
Asta este, Cătălin, se mai întâmplă. Nu ne așteptam atât de repede și atât de violent. Da, da, ce să facem? Eu n-am văzut decât în insulele Hawaii, pe Marea Insulă, am văzut când am fost acolo acum câțiva ani, dar era undeva în adâncime, la se știa, erupea de mult timp, dar așa n-am putut să-mi închipui și o erupție atât de puternică. Bun, trecem mai departe, pentru că timpul trece foarte repede. Le dorim în continuare, ce să le zicem, să aibă grijă, Doamne ajută să fie bine și să nu fie afectați și să vedem ce se va întâmpla în continuare cu evoluția vulcanului. Aș vrea să ne povestești așa în 5 minute despre turneul tău prin țară. Ai un turneu de spectacole Astro Show, deci este, putem să-i spunem, Astro Show. Spune-ne așa ce s-a întâmplat. Tu ai avut așa o tură incredibilă într-o lună de zile. În ce localități ai fost? Ce s-a întâmplat? Avem și imagini pe care le-ai trimis chiar cu comentariu pentru fiecare imagine. Te rog să ne povestești. Da, a fost un turneu timp de o lună. Am făcut 4200 de kilometri prin țară în weekenduri doar. Și chiar mă uitam pe hartă, chiar acum studiam traseul, pe unde am fost și cât am făcut, că nu știam exact. Și am fost într-un weekend, am avut Târgu Jiu, am fost la Târgu Jiu, după care a doua zi de sâmbătă a fost la Târgu Jiu, duminică a fost la Satu Mare. O distanță foarte mare. O distanță mare. Problema mea era că trebuie să și ajung a doua zi, deci a treia zi trebuia să ajung în București pentru o altă lansare, așa că m-am gândit că cel mai bine să mă odihnesc noaptea, numai că, vedeți, calculele de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Trebuia să mă odihnesc bine la Târgu Jiu, adică după spectacolul de la Târgu Jiu, că am stat și la telescop până la 12:30 noaptea cu publicul, și când m-am dus la hotel, ce n-am luat în calcul este că sâmbetele sunt nunți. Exact, da. Se organizează nunți și la hotelul ăsta era o nuntă chiar sub noi. Așa că până la 2 noaptea, 3 noaptea am ascultat muzică și nu s-a putut dormi. Da, haideți, deci să vedem problemele de pe teren, de la astronomie, de la... Da, să vedem imaginile. Avem un montaj, rog colegii să ne pună acest montaj. Iată, ai început cu Bucureștiu, da? Adică, da, mă rog, nu știu, dacă ai început 12 august, văd aici circa 150 de persoane. Asta este în București, da. Am avut 150 de persoane, puteau fi mai multe, însă s-a intrat pe bază de test PCR pe bază de vaccin și atunci s-a limitat la 150 de persoane. Iată, aici, Târgu Mureș, 14 august. Pe 14 august la Târgu Mureș și aici a fost complet în aer liber. Au venit aproximativ 150 de persoane cu distanțare. Pozele sunt făcute mai de la distanță, așa, și nu se vede cât distanțarea, însă la Târgu Mureș toată lumea a ținut cont și în poze se vede că poartă măști la telescop. Eu am ținut măcar atât să facem, să purtăm. Asta e la Târgu Jiu. Asta e la Târgu Jiu, unde au fost august, da. 250 de persoane pe 21 august, sâmbătă. Și da, programul e divers. Începe cu un program mai mult pentru copii, de fizică și de chimie, un pic de antrenament despre știință, după care vin eu cu astronomie și cu eclipsele mele, pentru că până la urmă așa-i țip publicul în priză, le mai spui și povești de astronomie, nu numai astronomie teoretică, și la sfârșit, cu lăsarea întunericului, trecem la telescoape. Aici este la Satu Mare. Imediat a doua zi, pe 22, au venit mulți. Aici au fost cei mai mulți, cred că, sau nu, în altă parte au fost. Aici am avut vreo 300 și ceva de oameni. Tot în aer liber. Poftim? Tot în aer liber. Da, da, da. Toate au fost în aer liber. La București am fost pe o terasă și atunci asigur că terasa era jumate acoperită și s-a considerat că e spațiu semi-închis, mă rog, în sfârșit. Ăsta e un telescop mare al lui Ștefan Popcoț, cu care am fost prezenți acolo, în 340 de milimetri, 350 de milimetri, cred că are. Da, iată coada de la Satu Mare. Ei au trecut prima oară pe la telescopul meu, după care au trecut pe la celelalte telescoape, s-au așezat un pic greșit, n-am avut loc acolo, a fost mai mic. Aici e la Timișoara, unde am avut două seri, una după alta.
vineri și sâmbătă, da, 10-11 septembrie. În prima seară au venit, normal, era o zi de lucru, au venit un pic mai târziu oamenii, vreo 250 de persoane, la sfârșit 400, tot așa cu distanțare, pe o suprafață foarte mare, și am avut 6 cozi, am avut 6 telescoape aici la Timișoara. A venit și ucenicul astronom aici, l-am chemat de la Brașov și a venit și a făcut treaba excelent. Da, ai avut mai mulți colaboratori la care ai apelat pe traseu. Da, mai mulți colaboratori, le mulțumesc pe calea asta tuturor. Am avut parte de oameni, iată, Andrei Juravle aici în poză, Sorin deci Bota, oameni. cred că aici, ucenicul Da, astronom, Bota, da. da, Cosmin Micloș Cosmin Micloș, și ei Deva, au venit iată. toți, iată, aici în Deva, unde l-am avut pe Ștefan, iarăși pe cunoscutul Fane, așa îl cunoaște lumea, Fane Popcuț. Da, și alți colaboratori care au venit și au ajutat, iată coada de la Deva. Sigur. Da, ce să zic, cred că destul de obositor, dar impresionant, atâta lume, atâta manifestare, a avut parte de cer senin, asta a fost foarte important. Da, ce să zic, felicitări pentru acest turneu, nu știu dacă te încume să-l faci foarte des, că bănuiesc că este foarte obositor să bați atâția sute de kilometri în fiecare zi și așa mai departe, dar cred că a fost un succes. Desigur că lumea este dornică să vină să afle despre astronomie și să se uite prin telescop. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după aceea cu subiectul central. Este vorba de câștigătorii pe secțiunea concursului Astrofotograful anului 2021. Nu plecați, ne revedem imediat.